Domnilor și domnilor, vă propun astăzi romanul Culoarea Purpurei, semnat de Alice Walker. Cartea a apărut în anul 1982 și imediat a primit premiul Pulitzer și National Book Award, importante distinții ale lumii culturale care conferă prestigiu și notorietate oricărui autor. The Color Purple este povestea unor femei afroamericane din anii 1930. Rasismul și sexismul sunt temele principale ale cărții. Povestea e punctată de scene foarte violente care i-au determinat pe americanii de acum 20 de ani să-și dorească cu ardoare să o scoată de pe rafturile librăriilor, în ciuda faptului că a câștigat prestigioasele premii. Deci, o carte interzisă. Personajul principal al romanului este Silly, un om simplu, o femeie, nu are foarte multă educație, dar simte pur, trăiește curat. Și asta este seducător de-a dreptul. Gândurile simple ale Siliei parcă te scufundă într-o mare vâscoasă în care nu te poți mișca și te predai materiei ce te împresoară. Sili scrie scrisori către Dumnezeu. Îi scrie lui pentru că nu are cui altcuiva să se adreseze. Are doi copii cu tatăl ei, Ajunge să fie căsătorită cu forța, cu un bărbat care o bate, iar sora ei pleacă departe și nu mai știe nimic de ea. Fiind nevoită să aibă grijă de copiii vitreci care nu o suportă și o chinuiesc, Silly monologează cu Dumnezeu. Își caută cu disperare un rost în viață, un scop, un motiv care să-i justifice existența. Până acum Silly este convinsă că e lăsată pe pământ ca să sufere și suferă cu stoicism. Până când o cunoaște pe așa numita scumpii și secretul crunt al soțului și pe sora sa și copiii pierduți. E, Alice Walker nu stăpânește o scritură extraordinară, nu are un stil uh, metaforic care să te surprindă, uh, nici măcar exprimări lirice care să te sensibilizeze. Totuși, Alice Walker reușește să se ducă prin personajele pe care le construiește și prin întâmplările prin care acestea trec. Întrucât întreg romanul este o serie de scrisori între Silly și Neti, este adevărat că Walker nu prea avea cum să facă apel la o scritură elevată. Și tocmai acest fapt face ca romanul câștigător de Pulitzer să fie spectaculos. Și apoi, exprimarea simplă, sinceră, brutală, fără ocolișuri, pe alocuri eu, vulgară, aprobie cititorul de personajele din culoarea purpurei și îl fac să trăiască la intensitate maximă povestea lor. Am putea spune, totuși, că această carte se citește destul de greu, pentru că Alice Walker alege să scrie exact așa cum vorbește personajul, cu un limbaj plin de greșeli gramaticale și de exprimare. Dar, în mod surprinzător, acest aspect este cât se poate de atrăgător și seducător. Simți melancolia, cum te apasă pe piept și chiar ajungi să-ți încetinești respirația la un moment dat, pentru că romanul lui Alice Walker este un roman puternic, prin care răzbat voci intense, parcă menite să bântuie visele cititorului. Azi -a spus, romanul culoarea purpurei, chiar dacă are ceva ani în spate, este remarcabil. Plonjăm abrupt în lumea sudului american. Intrăm în lumea expusă rasismului din acei ani din viața afroamericanilor ne situăm în miezul unor existențe greu de imaginat privite din afară. Intrăm în povestea unor familii, vedem toate violențele și promiscuitățile posibile, unde sexualitatea brutală face parte din viața de zi cu zi și unde viața are alt curs decât ne putem noi închipui. Țesutul narrativ este organizat sub forma unui discurs epistolar bine răsucit în jurul unor personaje memorabile, în majoritate femei, pentru ca impresia de coerență să se așeze pas cu pas, temeinic. Sigur că romanul poate fi luat ca mesaj feminist, sigur că poate fi citit în registru antirasist. Sigur că incursiunea în istoria africană poate fi percepută ca un mesaj antisclavagist și pus în relație cu problemele grave și dure ale unei americi care se caută încă pe sine în acele decenii de convulsii sociale și rasiale. Dar, dincolo de toate astea, cartea este străbătută de un fir de speranță. câte nenorociri poate îndura un om, există o șansă pentru fiecare ca și pentru eroinele principale, cele două surori care trec prin viață și nu cedează. Fiecare secvență, fragment dintr-un roman ce se întinde pe 30 de ani, ne apropie de noi înșine și de interogațiile pe care fiecare dintre noi ni le putem pune. O cronică de familie unde totul se răsucește, se sucește și se regăsește în jurul a două femei o stranie carte scrisă de o scriitoare intelectuală angajată în complicatele probleme ale lumii contemporane. Merită să fie descoperită și la noi Alice Walker. Ne poate ajuta în acest demers și filmul, pentru că există unul, ultra premiat. O dramă transpusă pe ecran în anul 1985 de Steven Spielberg. Au fost 10 nominalizări Oscar, un premiu și 4 nominalizări Globul de Aur. Vă sugerez așadar să faceți cunoștință cu scritura lui Alice Walker și cu filmul lui Spielberg. Va fi timp investit cu folos.